Păi, zic cea mai slabă trupă din România, ce părere are? Salut, eu sunt Sherry și astăzi m-am ascuns într-o mașină alături de Dorian Popa, Dan Negru, Gami, Mădălin și Codin Maticiuc, în timp ce afară oamenii erau întrebați ce părere au despre noi. Noi vedem totul pe ecranele din mașină, după care coborâm și apărăm în spatele lor ca să vedem dacă părerea se și menține față în față. Ne-am distrat maxim, uite ce a ieșit. Da, mă, revista Vice a făcut un articol și au clasificat Five Gang cea mai slabă trupă din România. Ce părere aveți? Adevărat. Da. Ce părere aveți de Five Gang? Nu vă place un pula. Chiar vă enervează cu mai mult? Via. Via? Da, păi față de Via. Este cea mai minunată. Care este membrul tău favorit din Five Gang? Dia. Dia? Ma, și ne-a dat-o pe Dia, băi mai. Întrebăiești de care îți place? Deștept. Dar nu ți se pare că nu au voce? Nu. Îți place de ei? Da. Poți să te uiți în cameră să le transmiți un mesaj? Bună! Bună! Hai, acolo, la poză! Nu-i voie, te rog, te rugăm! Dia, din păcate, nu e aici, dar te mulțumești cu noi, nu? De emoții? Domnul, te vă întreb niște lucruri de cafe de serie, nu e politică, nu e cultură generală. E băiatul acela care are curaj să spună pe față. Exact. Vreau să vă întreb care este părerea dumneavoastră despre el. Dacă puteți să ne dați un pic pentru lumina care mai e, să ne bată așa. E un băiat curajos care vorbește direct, nu e teamă să ocolească adevărul lui și al unora majorității dintre noi și îl felicit. Dumneavoastră sunteți de acord? La fel. Bravo. Și vi se pare ok că... nu știu. Vă mulțumesc mult. V-am ascultat din mașină. Se pare că e narcisist Dorian. Da. Și dacă aș putea să-i transmiteți un mesaj la cameră, ce ați dori să-i transmiteți? Da, să nu exagereze. Să nu exagereze? Da, nu, da. Să fie mai... Cam cât de narcisist, doamnă, să rămână? Dacă să fie vorba să fie... Cât de mult așa? Spuneți acum dacă e să fie pe față. Hai, 70%. Crezi că te-ai descurcat mai bine decât Costi? Că văd că Costi nu găsește hater-ul Dorian Popa azi. Crezi că te descurci mai bine, Romeo? Eu zic că pot să încerc mai bine, bro. Haide, mă, să vedem. Ce părere aveți dumneavoastră despre Dorian Popa? Dorian Popa? Da, Dorian Popa. Un cântăresc foarte bun, foarte șmecher, bravo lui. Vreau să vă mai întreb ceva, dacă se poate. Nu, nu ne întrebați, mă, două secunde, vă rog frumos. Noi suntem tinere. Știu, dar uitați, revista El l-a declarat pe Dorian cel mai frumos bărbat din România. Așa e. Și așa e? Da. Și ce, uitați-vă la cameră și transmiteți un mesaj lui Dorian că sigur o să vadă. Să fie sănătos, să fie sănătos. Doamne, să vă dea Dumnezeu sănătate, doamne, veniți încă un pic, vă rog frumos. Să vă dea Dumnezeu sănătate. N-am voie să vă iau în brațe, doamne, că nu mă lasă legea, dar măcar cum așa. A fost genial. Doamne, delicioasă, să vă dea Dumnezeu sănătate. Sărut mâna, vă mulțumesc din suflet. Cum îi zici tu, mamuța ta? Mamișor, doamne. Deci încearcă băieții ăștia să mă prindă cu cineva cu o părere rea, dar n-au nicio șansă, doamne. Vă mulțumesc din suflet, doamne, sărut mâna. Doamne ajută. Am o părere foarte urât să faci, dar nu despre AstraZeneca. Omul, credea că 5G e vaccin. AstraZeneca și AstraZeneca sunt cele mai slabe. Bă, și uitați-vă în cameră și transmiteți un mesaj pentru 5G. Ce mesaj aveți pentru? Ocupați-vă de treaba voastră. Așa că să nu ne atrage partea așa, nu ne știu. Promite-mi că așa face. Dacă voi ne-ați pus, ne găsăm de mult. Ne lăsăm de tot. Gata. Ați văzut? Ați văzut Suceaia, băi? Acum este când e în fața faptului împlinit. Ați văzut Suceaia? N-ar trebui să ne asumăm. Asumați-mi, mă, ziceți, nu vă place, original. Da, recunoaște-mi, îmi place, îmi place. Unele chiar îmi plac, sunt mișto rău. Care este aici? Și înainte, mamă, cea mai proastă trupă, să moară toți. Rectific. Gata, mă, fraților, nu am nimic eu. Să moară toți ăștia din 5G. Tu, băgați, bă! Hai, înapoi.
Tovară Baxana. Mulțumim, v-am putat. Shelly, faci și noi o poză, te rog frumos. Aia sunt copiii mei, vezi acolo? Băi, m-am nebunit. Dara, Bogdan, te duci la Shelly! Wow! Băi, mi se pare genial. Ascultă-mă, tu ai distrus dictatura televiziunii, băi Andrei. Dar într-un doar eu, suntem mulți. Voi ăștia cu, fii atent, aparate, mașini, deci aici e exact industria televiziunii adusă la niște particulari, mă. Pe online. Băi, ești tare. Îți place de Dan Negru? Da, dar nu mai cum mă găsesc. Nu mai ești pe Dan Negru? Nu te uiți la televizor deloc? De ce? Pentru că nu am mai văzut Revelionul, că alte emisiuni nu știu dacă mai face. Și cum să nu facă? Face și alte emisiuni, dar Revelionul anul ăsta nu ai făcut cu Negru? Nu, okay. Am făcut acasă, dar nu cu Negru. Am înțeles, dar la ce te-ai uitat de Revelion? Nu mai știu, la Pro TV, ce mai avut acolo emisiuni. Am înțeles. Și restul cretar și... E vremea să iasă la pensie, Negru? Cum crezi că ar putea să se îmbunătățească, Dan Negru, ca să te uiți aia? Sau e vremea să iasă la pensie? Nu, păi e destul de bun, nu cred că mai trebuie să facă ceva. Ok. În plus. Dacă s-a uitat Dan Negru acum la noi, avea un mesaj pentru ei așa în cameră? Ține treaba pe care o faci, că o faci foarte bine. Și? Ai ceva atât? Și... succes! Dar îl știi pe domnul? Oh. Unde ai făcut? Da, îl știu, spun asta. Dar, na, eu sunt mai mare de vârstă și totuși urmăresc și... Te uiți și la de-astea? Da, zău? Da. Adică tu ești la manțucărel de-astea cu... Nu, mai urmăresc așa, că na, sunt atâtea pagini pe Instagram. E gelos! La tine m-am uitat, am văzut postările. Ia uite că am spus! Hai că s-a uitat și la postările mele, eu zic. Noi mari, Dane, mulțumesc, cu drag, zi bună. Trebuie să găsim niște hateri, tată, nu de ăștia, da, ne place, bravo, îl știm de... Nu, hateri! Hai, la pensie cu el! Vreau să vă întreb, cât de tare vă enervează Dan Negru? Nu vă uitați. Nu vă urmăriți, dar vă place Dan Negru? Da. Vă enervează Dan Negru? Da, nu mă uitați. De ce? E prea energic? Da, nu știu, e prea flamboyant așa pentru voi. Prea flamboyant? Ce-i aia? Ce-i aia? Ce-i aia? Uite, asta n-am mai auzit. Ce înseamnă flamboyant? Efervescent așa e. Ai trebuit să fie mai calm? Da, mă. Urlă prea tare? Țipă prea tare? Asta pentru că țipă prea tare, nu? Da, și debit verbal prea mare și plus că nu mă interesează nici emisiunile lui. Deci v-ați dori să fie un prezentator un pic mai cald? Da, da, da. Dacă s-a uitat acum Dan Negru la noi, ce mesaj ați avea pentru el? El să fie sănătos, nu am niciun mesaj. Nu-i vremea să iasă la pensie? Credeți că e vremea să iasă la pensie? Nu cred. Gata, era pe undeva prin Moldova. Să vă trăiască. Ce aveți, fetiță sau băiat? Să vă trăiască, bravo. Și-a găsit haterul Dan Negru astăzi, fraților. Și-a găsit haterul ăla mare. Sunt aici alături de Codin Maticiuc, hey. Actorul din Miami Beach, bunul meu prieten, alături de care facem foarte multe lucruri caritabile, dar da. Astăzi nu facem. Am venit pregătit ca să trimitem mesajul. Exact, cu toate astea astăzi nu facem nimic caritabil, astăzi doar facem caterincă. Îmi iau eu shame total de la tot felul de oameni care o să mă înjure, care o să mă treacă prin toate alea. Codin, nu mai fi pesimist. Nu, eu sunt optimist, că eu mă gândesc că nu o să mă știe cine sunt. Deci eu sper ca ei să știe cine sunt, să zică tău la m***elul, adică eu asta sper, asta că măcar știe, măcar știe eu cine sunt. Eu cred că o să fie foarte mult grav, foarte mult grav. Hai să vedem. Băi, acum și cu asta, dacă e prea mult loc, mai bine, știi cum e, mai bine pic de hate. Mă rog, hai să vedem. Fraților, fac o scurtă pauză de la clip ca să vă aduc aminte că am băgat mega reduceri pe Academia de Vlogging. Am tăiat 100 de lei de la pachetele standard și premium. Dacă vrei să fii un vlogger mai bun și vrei să înveți totul despre asta, de la cum să filmezi și să editezi până la cum să faci bani și cum să negociezi contractele, cum să gestionezi drama, scandalurile, hate-ul și absolut orice provocare din acest domeniu, pe Shelly.ro găsești cel mai amplu curs de vlogging din România, acum cu reduceri de până la 34%. De altfel, cei care au pachetul VIP se întâlnesc cu mine pe Zoom și oricine are diploma poate câștiga colaborarea cu mine din vară. Hai să ne întoarcem la clip. Ce părere aveți de Shelly? Panele mele, fiți atenți aici. Bună. Foarte bună. Și tu? Ok. Știți că vrea să schimbe educația, are mișcarea aceasta să schimbe educația. Credeți că e o mișcare pentru imagine sau e pe bune? Bă, chiar nu e, mă jur, chiar nu e pentru imagine. Păi toți vrem. Și legat de chestia asta, dacă el a vrut să schimbe educația, credeți că e ultim tot scandalul care a apărut cu manele, faptul că ascultă manele? Dacă ascultă manele, nu înseamnă că ești în cult. Ok, am înțeles. Da. Și nu vi se pare, doamne, că are mașina aia, adică voi v-ați luat prima mașină de 70.000 de euro, adică da. S-o dați de toate cargurile. Da, așa mi-a plăcut de 300.000 de euro.
Foarte bine. Ok, atunci dacă aveți un mesaj pentru Shelly, uitați-vă în cameră și vă garantez eu că o să-l asculte. Deci vă garantez eu, vă rog. Nu știu, trebuie să ne gândim, deci eu nu gândit, nu așa. Una așa scurt, așa. Ești baftă în tot ce faci. Băi, vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Vă foarte tare, mulțumesc mult de tot. Sunteți foarte tari. Credeți că vrea să schimbe educația pentru că așa vrea el să o facă? Sau credeți că e o manevră de imagine? Ok, și nu vi se pare ciudat că, deși vrea să schimbe educația, a fost acel incident cu manelele? Vi se pare controversat așa? Mi se pare normal, chiar a fost o tâmpenie. Ce au făcut el? Ah, ok, deci păi vi se pare... Păi și ei, și ei ascultă, n-au văzut la televizor. Ok, toți, aveți un mesaj pentru Shelly? Nu pentru Shelly, am pentru parlamentar, toți ascultă manele, toți dă bani la lăutari, nu știu ce au făcut el. Am înțeles. Să-i una, doamne, mulțumesc mult! mi se pare serios, care ceva personal cu el. Am înțeles. Deci asta mă face să cred că au ceva personal. Mi-ați făcut ziua mai bună. De 20 de ani și se gândește că la 20 de ani mai trebuie să fie. Ok, da. Mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Mi-ați făcut ziua mai bună. Mulțumesc mult. Mulțumesc mult. El are mișcarea aia pentru a schimba educația. Da. Crezi că e pe bune sau e pentru imagine așa? Cred că e pentru bune. Pe bune? Da. Și nu vi se pare că e o diferență așa? Adică vrei să schimbi educația și a spus manele sau vi se pare ok? Dar nu de muzică pe care l-a ascult cu ce dar plac manele. Am înțeles, de ce mie îmi plac manele? Da, da, nu îmi plac. Florin Saian, originari, să mă beții. Vă mulțumesc mult pentru cuvintele frumoase. Am ascultat din mașină, senzațională opinie, mersi mult. Dar despre Gami, Mădălin, ce părere ai? Îți place de ei? Ți se pare că îi trag în jos pe Shelly sau care că-s fie? Mi se pare că o părere bună. Mi se pare că sunt buni și ei. Mulțumim mult. Merci. Mulțumim merci mult, apreciem. Te pupăm. A fugit direct. Revista Vice l-a numit pe Codin Maticiuc unul dintre cei mai mari actori ai României. Ești de acord cu afirmația asta? Niciodată. Niciodată, nu? Codin Maticiuc care a jucat în Miami Beach și în Codin Maticiuc, Codin... da. Codin Maticiuc, da. Bă, eu nu cred, e din punctul meu de vedere. E un om care a fost crescut din banii lui taică-su. Pe banii părinților. Pe banii părinților. E un copil. Este fraierul meu. Încă, fiindcă el nu a muncit pentru ce are el. Și inițiativa aia tot sunt din banii lui tati. Nu mi se pare un om wow. Crezi că e practic să ai fi cumpărat? Donezi bani la spitale de mare în toată, așa asta e rău. Cu banii în ziua de azi poate face orice și cred că el a făcut la fel. Păi și totuși, cu, ai văzut că a făcut tot felul de acte de caritate cu inițiativa aia, cu spitale publice. Cred că sunt false toate, nu mi se pare că el e un om, el e încă un copil, nu cred că poate să... El a fost crescut până în ziua de azi, e crescut de tati, nu cred că poate el să facă o inițiativă așa de mare. Ai un mesaj, dacă ar fi să-i spui un mesaj cu Codin Maticiuc, că ai avea un mesaj pentru el? Să își facă și el proprii bani și să nu mai hateiască, nu, de fapt să nu mai falsifice. Să nu mai falsifice, exact. Nu? Auzi-mă? Să nu mai falsifice. Salut, Codin! E părerea ta, brother, dar... Păi nu, că n-am zis asta. Încercam să fac o glumă pentru... A, glumă! Nu știam că ești aici. E stand-up-ul, e comedian! E bun, ești bun. E stand-up-ul, n-am știut. Iată, eu chiar am crezut că e părerea soale. Deci tu făceai un spirit de... Făceam un spirit de glumă. Îmi pare, nu te supăra pe mine, chiar mi se pare că ești un om super. N-am cuvinte pentru Dorian. Îmi încep fiecare dimineață cu Dorian și mă culc cu Dorian. Dar nu vi se pare că e cam narcisist? Eu îl consider energetic și crata de treabă. Mereu. Da, așa pentru un bărbat nu vi se pare că se îngrijește cam mult? Dar mie îmi place cum faci. Da. Și dacă ar putea să-i transmite un mesaj, ce-i asta? Salut, Dorian! Sper ca într-un viitor super, super apropiat să facem o piesă amândoi. Cine știe? Da. Bă, Giorule! Uite, bă, genial am fost! Deci fii atent, eu am doar un lucru să spun. Mersi mult pentru cuvinte. În al doilea rând, eu mă culc cu nevastă mea. Sper să nu te superi. Dar îți mulțumesc că te trezești cu mine și respect pentru vorbele frumoase. N-ai cum, nu poți găsi. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți oamenii dulci din România. N-ai cum să spargi bariera de energie pozitivă a Doamnei. Pentru că energia pozitivă te ține adăpostit. E vremea să iasă la pensie, întreabă. Credeți că ar fi vremea ca Dan Negru să iasă la pensie? Credeți că în continuare... Cu cine mai facem revelioanele? Cu cine mai facem revelioanele? Asta e întrebarea. Dacă ați avea acum un mesaj, dacă s-a uitat Dan Negru la noi, ce mesaj ați avea pentru el? Ține-o tot așa.
Doar că am auzit că e un pic zgârcit. Ați auzit că e un pic zgârcit? Da, asta nu e bine. E adevărat, Dane? Să rămână. Am zis că sunt zgârcit. Pe Andrei, știți? Nu-l știți pe Andrei? Gata, Dane, ți-ai făcut planul. O să notai asta. Nu știți? Să vă bucur, dar nu pot, că nu am voie să vă bucur. Nu știți? Sunteți cu soțul, gata. Așa e că nu-l știi pe ăsta, micu? Pleacă de aici. Doamna, nu știu. Mamă, să vă... Se chinuie Dan Negru de oră să găsească pe cineva care nu știe. Ăsta a fost și clipul nostru, fraților, vă mulțumesc foarte, foarte mult că v-ați uitat, noi ne-am distrat maxim la filmări, ca întotdeauna nu uitați că aveți reduceri pe Academia de Vlogging doar pe Sherry.ro, găsiți cel mai amplu curs de vlogging din România și știți deja formula mea de outro, fraților, dar deoarece acest vlog este aproape filmat, v-aș vrea să dați un mare pun butonul de like, să-i dați un share pe story, pentru că mă aștept tare, tare mult, dacă încă n-ați făcut, o să vă abonați, noi ne-am dus, pa!